Îmi de la, de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a lui Sebi. 1, 2, 3. Da, îl văd. Da, este el. Că l-am întrebat de acord, dacă avem acordul, a intervenit o entitate. Sufletul, parcă telepatic, mi-a dat acordul. Dar entitatea a intervenit între mine și el, s-a pus în fața lui și a spus: stai departe. Ție. Da. Ce fel de entitate este? E om. Manoid. Da. E gri la culoarea pielii, e gri. Are urechile ca de capră și două cornițe, dar fața de om, corpul om. Și picioare copite, n-are tălpi. Drapă. Dar nu e reptilian. Păi nu e reptilian, nu e draco reptilian, ci este Are un draco. draco, da. Da. Da, un draco, Bine. da. Așa, și mai sunt încă două entități pe care le simt. Intru, încerc să mă apropii mai mult. Da, îngerul lui. Păzitor. Da. Și un lux. Și un lux. Da. Deci avem toată panoplia la ăștia principali care vin de la biserică, să zicem. Da. Da, Acum, ăsta e impunător, primul dracului. da, primul draco, cât de impunător e, cât de mare. S-a pus în fața lui, între A. mine și el, și mi-a zis: stai departe, și mă împingea să nu intru, să nu. Ia întreabă, vrea să vorbească cu noi? Să vedem ce are să ne spună. A spus că depinde ce vrei să-l întrebi. Păi, Că nu dacă se vrea să poate. vorbească, uite, îi dăm ocazia să vorbească prin tine și să avem o discuție, ca să înțelegem și noi de ce să stăm deoparte, de ce trebuie să facem asta. Ok, hai să-l canalizăm. Hai. Să faci o protecție, Ela, cu lumină și iubire pură din sursa primordială a creației. Da. Te umpli dinăuntru, pe din afară. Și stabilești o legătură telepatică cu el. Da. Și număr de la 1 la 3 și lași pe dracu să vorbească. 1, 2, 3. Bună! Da, ce vrei. Păi, am zis că să stăm de vorbă, că tu ai intervenit, noi vreau să stăm de vorbă cu sufletelul, sufletelul lui Sebi. Iar tu te-ai pus în față și ai zis că să stăm deoparte. Eu știu ce te îndreptățește să faci acțiuni în numele, sau să vorbești, sau să, în numele lui Sebi, sufletului. Voi ăștia sunteți periculoși. Da? Ăștia, Care noi da, ăștia? ăștia de felul vostru, aveți o energie care deja o cunoaște și deja sunteți câțiva și faceți numai prostii pentru noi, faceți numai ce nu trebuie. Păi da, noi
Tocmai, noi suntem suflete, ne vezi? Mă vezi? Cum sunt eu? Ce avem noi diferit de Da, dar voi? Vă băgați! Nu, dar ce că avem să noi vă diferit ce din vă voi? băgați? Ia spune-mi tu acum, ce avem diferit de voi? Voi încercați tot timpul să ne scoateți din câmpurile oamenilor, a sufletelor, nu ne lăsați și vă băgați tot timpul. Păi de ce ar trebui să vă lăsăm? Pentru că noi suntem suflete și vrem ca sufletele în care, ale căror câmpuri voi stați, să fie și ele ca noi ăștia care suntem câțiva. Da, nu, voi trebuie să plecați, trebuie să scăpăm de voi, cumva trebuie să plecați, voi trebuie să plecați. Unde să plecăm? Dacă noi suntem aici, în corpuri fizice și așa cum ne-ați trimis unii dintre voi, suntem aici, uite, ne facem treaba, experiențele. Nu voi ne-ați trimis aici? Da, dar voi v-ați trezit. Voi deja păi știți și ce vrei să, știți ce să tot. Așa și ce trebuie să facem? Ca să nu ne trezim, să stăm legume, să stăm morți vii? Îi treziți și pe alții și le spuneți de noi, care nu știau de noi. Așa. Și ce ar trebui să facem? Să conștientizezi, să lăsați să pace, nu vă mai băgați. De ce să ne băgăm dacă ne cer părțile lor fizice? Părțile lor fizice ne cer asta, ascult. Da, dar voi ajutați. Dacă nu i-ați ajutat, nu s-ar trezi așa repede. Uite că parcă această parte sufletească a lui Sebi deja am mai stat de vorbă într-o sesiune cu el. Am mai avut și te găsesc înapoi, te găsim aici. A, da, mintea că e controlată de noi. Și atunci de ce te supere așa de tare? Pentru că încercați să-l furați, încercați să-l treziți și insistați și insistați și veniți și tot veniți. Aha. Și nu înțelegeți să stați deoparte, trebuie să stați deoparte. Da, ia spune-mi, hai, stai, oprește-te. Spune-mi când ai venit din nou în sfera lui energetică și ai mai venit și cu ăilalții doi. Am acorduri de la el. Ai acorduri, dar cu ce ocazie ai luat? Pentru că el a fost curățat. Și când ai intervenit după ce te-ai curățat, în urma cărei acțiuni a conștiente a lui Sebi a intervenit? Păi vin la biserică. Vin și cer și crezi. Asta e bine pentru noi. Păi da, ce cauți tu la biserică? Ce căutați voi? Ia uite, Draco, înger păzitor și lux. Păi ce căutați voi la biserică? Când vin la biserică, când copiii sunt aduși de tată? Ai, tu faci mișto de mine acum, tu faci mișto de mine pentru că tu știi. Nu, eu nu știu. Spune-mi tu, ce căutați voi în biserică? În biserică trebuie să stea Iahve, trebuie să stea îngerii, să stea măsa, fisul, toți aia care sunt aici în religia care toți suntem acolo, toți suntem acolo, suntem trimiși lor, noi lucrăm pentru ei, ei pentru noi, ei ne ajută, ne energizează, noi le dăm energia oamenilor, ne furăm de la oameni energie, stăm prin câmpurile lor și ajutăm. A, deci nu vă certați, nu vă supărați acolo unii cu alții, rasele astea care sunt. Conlucrăm. Conlucrați, foarte bine. De aia sunteți pe biserică. Pe unele biserici sunteți puși și pe la acolo prin unele țări v-au pus da. Statui? Și ne pupă. Și vă pupă și statui. Lasă că da, sunteți în forma voastră adevărată, pe statuile alea, pe frontispiciile bisericii, pe acopericiuri, pe unde sunteți? Gargui. Ah, da. Da, da, mai trebuie să știe un pic, așa puțin despre forma noastră ca să știe și ei cu cine au de-a face și mentalul lor îl acceptă, chiar dacă nu știu ce sunt alea, nu știu, dar mentalul lor acceptă și uite așa. Adică sufletele lor, mintea subconștientă, da? Intră informația în mintea subconștientă și așa... Accept, atâta timp cât alea nu sunt dărâmate, nu sunt date jos și trec pe lângă ele și se uită la ele. Cei care le-au construit pe bisericile alea, le-au construit, cum să spun, conștienți? Da. Cine le-a zis să vă pună statuile? Le-am construit noi. Voi, prin posedând corpurile meseriașilor, meșterilor, da? Înțeles. Deci vezi că ați vrut să fiți vizibili. Dar de ce nu vor vedea? Ăia e enoriașii aceia și oamenii care vin și alții și admiră acele biserici. De ce nu vă recunosc?
Oricum nu, pentru că nu cred, pentru că doctrinarea noastră funcționează foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Adică ce Adică faceți voi celor care se uită la garguii ăia și la statuile alea? Ce le faceți? Cum le lucrați în minte astfel încât ei să nu conștientizeze cine sunt ăia și de ce să se afle ăia pe biserici? pentru că acelea sunt portalurile noastre care sunt deschise și în momentul în care oamenii trec lângă ele, le furăm energia și le acceptă, de-aia le vizitează. Dar de ce nu-și dau seama? De ce nu conștientizează? Ia Pentru că uite, au un dracii pe doctrinar, biserică. pentru că mintea lor e blocată. Înțeleg. Le-o Au blocați un voi, da? doctrinar, da. Bine. Ok, asta am vrut să văd când, cum a intrat din nou în sfera energetică a sufletelului, da? Putem intra oricui intră în biserică, ori de câte ori vin la Deci biserică. oricine intră într-o biserică, voi automat ați intrat în sfera lui energetică, da? Pentru că Da. el vine deschis și el vine cu acord, da? Își dea energia lui Domnul și lui Măsa și a lui Fis. Ce-ar fi să Da? veniți și voi la biserică? Și voi Hai, doi. mă! Vă aștept, Auzi? vă aștept, vă Auzi? aștept. Haideți. Ce sunt Măsa? Ia spune, Măsa și Vă Fisul. provoc, vă provoc. Vă Auzi? Măsa provoc. și Fisul. Măsa și Fisul ce rasă sunt? Măsa fi sucui. A cui? Ăla e din biserică. Fecioara și cu Fisul. Depinde. Portalul Da. este deschis pentru oricare dintre entități și a lui A, și Iahve și a lui Satan. oricare îi vine să Reprezentarea este ies. una singură în mintea oamenilor, dar pe energiile acelea poate să vină oricare. Da? Deci Vă oricare provoc dintre să voi. veniți la biserică să vedem dacă acolo mai sunteți la fel de tari. Dar ce crezi că ne e frică nouă de biserică? Haideți! A, Păi nu vă când e ar frică? fi, pot Haideți! să intru în orice biserică și să dau cu voi de pământ, dar nu vă Nu vedeți, vă pentru că cred. eu nu-mi dau niciun acord, eu nu cred în acea doctrină de 2 lei, deci pot să intru. Mie Vino nu să mi-e frică vedem, să vino intru. să vedem, te provoc, haide. Dar aici? Nu mă Te provoci și provoc. aici? Aici stai departe. Unde stau departe? Să Aici, stai aici. departe. Nu te provoacă el? Prin cine vorbești tu aici? Cu ce să mă provoace ăla? Te lasă să vorbești, uite. Ce poți să faci? Ce poți să faci tu acțiuni în sfera ele? În Nu timp ce pot, că nu-mi pe place, scara nu-mi mea. place, nu-mi place vibrația ei și nici a ta, dar dacă veniți în biserică, acolo veți fi De copleșite. ce acolo nu putem? Acolo nu Veți fi putem să avem copleșite. aceeași vibrație? Ce crezi? Haideți, încercați să vedem. Haideți. Bine. Haideți să Eu vedem nu dacă număr de la acolo mai 1 la sunteți atât de 3. puternice. Eu număr de la 1 la 3 și mă lași cu ela. 1, 2, 3. Scoate afară ela. Scoate afară tot până și arde orice lumina. Forțe primordiale, arzi orice amprentă și orice. Da. Să-mi spui dacă sufletelul lui Sebi a auzit discuția asta? Da, a auzit și a Și rămas mărmurit. a rămas mărmurit. Spune-i să-și caute punctul cel mai luminos din piept, să-și facă sabia de lumină acum și să taie legăturile cu ăștia trei maimuțoi. Da, aș face sabia de lumină din pieptul lui. Așa, își crește vibrația la cel mai înalt nivel și scoate acea sabie de lumină din pieptul lui și taie toate stringurile, de jur împrejur, de sus, de jos, de peste tot. Ok, și acum. Îi spun să înghețe și să îi pună în față. Este înmărmurit, este șocat. Da, a făcut acțiunile Da, a astea? făcut, da. Hai să-l canalizăm el. Vedem ce ne spune. Măr de la 1 la 3 și lași partea sufletească a lui Sebi să vorbească prin tine. 1, 2, 3. Sebi, sufletel. Da, bună.
Bună. Ce se întâmplă? De ce ești înmărmurit? Mi-a spus Ela. Nu înțeleg. Ce? Nu înțeleg cum... Astea, ființe, ce sunt? Entități eterice. Care trăiesc dimensiuni, în alte dimensiuni decât noi aici în corp fizic. Tu ești venit într-un corp fizic. Asta știi? Da, dar cum? Așa. Nu înțeleg cum îngeri, Iisus, Dumnezeu, cum aceștia, cum? De unde ăștia și de unde până unde? Să vină și dracu și ce ne-a zis aici? Da, asta, noi ne rugăm la Dumnezeu, noi ne rugăm la îngeri, la ființe bune. Cine sunt ăștia? Cum? Păi ăștia sunt frații, ai văzut ce a spus, sunt în colaborare, colaborează cu Dumnezeu, cu îngerii, cu ființele bune. Și care atunci... voi credeți, care biserica vă spune că sunt ființe bune, dar în același timp ai auzit discuția, biserica catolică pune acele statui pe frontispiciile lăcașelor lor de cult. Ăștia îi găsim draci, reptile, care fac tot felul de... se sodomizează prin statuile alea pe acolo și alte mizerii. Te-ai întrebat vreodată? Partea ta fizică. Poți să-i deschizi ochii, vreau să-ți spui, dacă poți să-i deschizi ochii părții tale fizice. Tu, suflet. Dar să deschidă eu... ochii și să vadă ce este reprezentat pe aceste lăcașe de cult, unde spun adevărul entitățile. Prezintă adevărul. Da, dar văd această păcăleală acum că oamenii se roagă, cred că se roagă și eu credeam că mă rog lui Dumnezeu și Sfânta Maria și... Ea cheamă, acum, uite, număr de la... Se bia număr de la 1 la 3 și cheamă să vină în fața ta Sfânta Maria cu Fisul Iisus și cu Dumnezeul ăla la care tu te rogi, partea ta fizică se roagă în biserică când se duce, când sunteți duși, frații, de tată. 1, 2, 3. Cheamă-i să vină. Sau nu, de fapt, nu-i chema să vină. Facem altceva. Mergem în momentul în care voi intrați în biserică cu tata și să vedem ce se întâmplă în biserica aia. Vezi din planul energetic tot ce se întâmplă. Și vreau să te uiți la o reprezentare, statuia Fecioarei, și să vedem cine este acolo. Pe cine vezi? La statuia lui Fiusu, la... Ce mai e reprezentat pe acolo? 1, 2, 3. Ești acolo. Intrați în biserică. Spune-mi, iar tu îmi relatezi ce se întâmplă. Ce vezi tu? În planul tău, ăsta, energetic. Văd. Seamănă cu maimuțe zburătoare. Seamănă cu... Uh-huh. E plin de ele, zboară. Da. Sunt aceia din statui. Aia din statui, da? Da. Păi da, dar în statui este Fecioara făcută plângăcioasă. Aia de care ziceai tu. Aia care erau pe... Aia cei grauri, da, cu aia seamănă. Aceste ființe care zboară. Uite-te la statuia. Auzi, uite-te la statuia Fecioarei. Și vezi cine este din ea. Sau cine este în ea. Fecioară. Văd, e o poartă, da. O poartă prin care ies mai mulți, nu doar unul, da, un portal, da, în care ies mai multe entități, dar ca reprezentanța acestei imagini, văd o, nu știu ce e asta, o femeie feminină, da. Îi umanoid, două mâini, două picioare, da. are o bărbie foarte ascuțită, niște degete lungi, negre, foarte subțiri, dar și foarte lungi. Da. Are coadă, are
Coadă. niște excrescențe ca de niște coarne, dar încă Așa. nu sunt foarte mari. Ia pune, blochează-o, spune-i să se oprească în fața ta. Blochează-o, Mi-a spus că e pune. mama dracilor. E mama dracilor. Pe ce să caute mama dracilor în mama lui Isus din Nu biserică? știu. Întreabă. E reprezentarea ei în fizic, ca oamenii să o accepte. De ce să nu se prezinte? De ce să nu se prezinte așa cum este? Este o formă. Pentru că oamenii nu acceptă așa ușor să se închine sau să ceară ajutor altora care nu seamănă cu ei și reprezentarea trebuie să semene cu ei. Uită-te și la statuia lui Fisu. Uită-te și vezi, spunem, ce entitate în realitate, în eteric, iese din statuia asta sau este. Tot așa, un om cu coadă, cu coarne negru, gri, dar văd că ies mai mulți, nu doar unul. Ei sunt divizii, dragi, umblă în divizii, nu individual. Așa și văd și pe, îmi spune Lucifer, dar și Iahve, Toate neamurile sunt, Iehova, da? Dracu, spune. Auzi? Hai, lasă. Vreau să te uiți. Unde sunt sufletelele? Sufletelele oamenilor enoriașilor care sunt acolo la biserică. Unde stau ele? Pe băncuțele alea acolo așa aranjați? Nu numai și mijloc în picioare Așa. și pe margini, cum spui tu, Așa. și văd de la fiecare câte un lanț Da. de la glezne, Da. Unde duce care lanțul? duce spre altarul bisericii și spre cruci și spre icoane. Peste tot, da? Da. Mai uite-te, dracii și toți lacii ăștia de aici, ce acțiuni fac asupra sufletelor? Ce fac ei? Sar pe ei, Da. îi mușcă, îi lovește cu tot felul de bote, bâte, nu știu ce se astea, în câmpuri. La unii le sparg câmpurile, pe alții îi trag în portaluri în jos, îi bagă până la brâu, până la gât, în podea, în portal. Pe alții văd cum energetic le taie câte o mână, câte un picior. Ce spectacol. Pe alții îi bagă în tuburi, le pune ceva tuburi de sticlă. De toate. Și Știi pe ce vreau să... alții îi Zi. leagă, pur și simplu îi leagă în lanțuri, în Uite-te sfori. la aia care cântă, aia din biserică, cântăreții și cu preotul care predică. Ăștia sunt suflete în corpurile lor sau ce sunt? Sunt scoase sufletele înainte de predică Da. și sunt băgate înapoi după predică. Și unde sunt? Când le scoate, ce fac? Unde le duc? Parcă dorm lângă corp. Dorm lângă corp. Ea doarme, da? Vezi ce tehnologie au? Cine predică și cine cântă? În locul sufletelor, prin De acei oameni. cântat cântă tot felul de ăștia mai mici. Cântăreți? Da, Întăreți entități. Draco, da. Dracu? Draco și-a spus că ei sunt Dar duși, îngeri da. unde sunt? Îngeri, nu vezi? Nu. Niciun înger în biserica aia. Dar nu unde sunt îngerii? Pentru că ei sunt reprezentați în... Văd din ăștia cu aripi, cum spui tu, dar nu seamănă cu îngerii, seamănă cu altceva. Și Așa. pe ei văd undeva sus, 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 la Mai sus? cupole, Nu se amestecă unde cu sunt ăștia. cupolele. Da. Și ce Acolo fac? stau și așteaptă. Ce așteaptă? Uh,
ce aștept? Aștept. Uite-te și vezi ce aștept. Dacă vine ceva, ce vine la el? Vor să vadă dacă cumva sunt suflete care scapă, să le prindă. Da. Spune că partea mai grea nu o fac ei. Ei se ocupă de, pe urmă, când ies din biserică, sufletele îi urmăresc. Așa. De partea de prindere și de agățare, de legare, nu fac ei asta. Ei se ocupă de partea de popare. Da, și pe culeg urmă, energiile. După ce se deschid energiile, câmpurile oamenilor, ei pot să intre ușor fără să își consume deci energia. Toată bătălia aia ce fac dracii, că le spar câmpurile energetice la oameni, la suflete, la oamenii care noriași, practic are rolul de a distorsiona, de a Da. redistorsiona câmpurile ca apoi să intre ăștia. Da, le facilitează intrarea. Auzi, fratele tău fizic, când ați fost la biserică? Ai, nu vreau să văd. Ia, ia, uite-te, ultima dată, alaltăieri. De sărbătoarea lui Măsa. Măsa, lui fisul ăsta, fecioara. Ia, uite-te, că i s-a făcut rău copilului și a ieșit afară, apoi a vomitat. Ce-au făcut? Ce au făcut? Ok, hai să... Hai, deschide, uite-te. Pentru că nu mai văzând, conștientizezi. Altfel, dacă închidem ochii, n-am rezolvat nimic. Ești pradă. Te lași pradă în continuare acestor animale. Anulez că animalele sunt ființe nobile. Sufletul lui vroia să iasă afară. Da. Vroia Deci... să fugă. A, de acolo. Nu suporta și energiile acelea. A avut loc o încăierare cumva, să zic așa, a fost blocat să iasă și în momentul ăla văd cum unul dintre acei draci, Draco, Ciorfi, l-a lovit puternic o botă, bută în stomac, în burtă și atunci sufletul s-a îndoit în corp și a rămas legat de corp pentru că a simțit acea durere. Și s-a făcut rău da, băiatului, fizic, da? De Fizic. La lovitură. Bine. Știi ce vreau eu? Văzând ce ai conștientizat, ce se întâmplă acolo, vreau ca tu, suflet, și tu, și să, în primul rând, să transmiți această informație celorlalți frați, sufletelor lor, sufletului tatălui tău, acum. Această imagine, tot ceea ce ai văzut, această informație le-o transmis sufletelor lor. Eu trimit sufletelor, dar dacă se întoarce înapoi în biserică pentru că mintea lui nu poate procesa această informație, ce se le-o întâmplă? Trimit sufletelor și le spunem acum sufletelor, ca și ție, să refuze, efectiv să refuze să mai intre în acel lăcaș. Să refuze să facă acțiuni, pentru că poți ca suflet să faci acțiuni în fizic. Chiar și asupra acelei minți. Acea minte nu este, dar trebuie să o controlezi tu, nu ea pe tine. Puteți să faceți acțiuni. Puteți să opriți mintea, să îndemne acel corp să meargă acolo. Da, dar informația asta o dai și fizicului? Da, da, o dai și fizicului. Dai ce poți. Tu dar o faci dai fizicului? Da, tu o dai? Cum eu o dau? Să vadă partea mea fizică, să o asculte. Da, o dau. A, nu, să o asculte, nu știu, că nu eu o dau. Eu o dau să o asculte. Nu știu dacă vrea să o asculte partea ta fizică. Trebuie să o asculte. Trebuie să o asculte, dar tu, suflet, ia, spune-mi tu mie, poți să-i transmiți holograme cu în vis, vise pe care să le țină minte cu ceea ce ai văzut aici în biserică, ca atunci când se trezește să aibă amintirea, aceste amintiri, cu spectacolul dacă, ăsta? Dacă nu sunt
Musafiri nepoftiți lângă mine aș putea, da. Păi musafirii nepoftiți, tu le dai voie să intre sau nu acestor musafiri? Eu sau mintea mea? Mintea, dar în somn ești numai tu, mintea este adormită, da? În somn, când tu pleci, ești din corp, poți să dai aceste holograme. Le dai și cel mai bine le dai înainte să se trezească, să intri în corp, da? Dimineața sau când adorme el, corpul fizic. Tu nu mai ai mintea cu tine și poți să le transmiți atunci înainte, că atunci când a deschis ochii, când a intrat în corp și corpul a deschis ochii, are acea amintire, ce a visat. Ok. Da? Poți să faci asta. Bine. Hai. Și le transmiți toată informația aceasta și sufletelor fraților tăi și tatălui tău. O trimit tuturor membrilor familiei mele. Da? Și tuturor sufletelor acelor enoriași, toți aia care au fost cu voi la acea slujbă, vreau. Toate acele sufletele care le-au adormit și le-au pus lângă corpuri. Eu trimit informația, dar aceștia văd că vor să o distrugă. Păi le lipești. Le lipești. Trimiți sferă cu o sferă, faci sfere, 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 sfere. Pentru toți care sunt acolo și le-o lași lipită. Ceva, poate cineva, sufletele, reușesc să decodifice, să primească informația asta, da? Ok, am făcut. Bine. Și acum număr de la 1 la 3 și mă lași cu el la 1, bine. 2, 3. Da. Deci am grad de conștientizare, trebuia să vedem la început el la. Gradul de conștientizare la început. Între 1 și 2 oscilează. Da. Și acum? 8, 9. 9. Bine, și este urcă, da? Da. Da, metabolizează tot ce a văzut. Încearcă să înțeleagă. Trimite în continuu bule, văd că informaționale. Hai să facem o bulă informațională noi cu tot ceea ce știm. Cu cine sunt aceste rase? Ce fel? Am simțit sufletului obosit. Uh-huh. Obosit de ce? Ce l obosise cel și mai mult? Și epuizat cumva. De ce? De entitățile astea. Uh-huh. Îl obosește și uh-huh. Am simțit cumva că el parcă n-avea încotro, știi? Deci înainte de a vedea lucrurile, uh-huh. Când l-am văzut, când l-am identificat și să-i cerem acordul, parcă stătea așa speriat și parcă n-avea încotro, deci ca și cum s-ar supune. S-ar supune. Da. Și îl văd epuizat. N-avea energia necesară să acționeze sau să facă ceva, deci l-am simțit obosit. Ela, hai să chemăm și sufletul fratelui mai mic, al lui Paul. Da. Identifici și îl lași să stea aici. Da, vezi și el. Să ne spună dacă a primit informația, bula informațională cu spectacolul bisericesc. Da, a primit și încă nu poate să accepte cumva, parcă... Zice, nu poate fi asta în fizic, nu poate... Păi poate să se ducă acolo, poate să se ducă acolo și el, să intre în scena în care a fost acum 3 zile și poate să vadă cu ochii lui. Poate să facă asta, dacă nu acceptă. În orice moment poate. Hai să le dăm, hai să chemăm și sufletul sorei lor. Monica? Da, a venit și ea. Să stea și aici. Sufletul tatălui? Da, a venit și el. Și sufletul mamei. Toată familia aici.
Da, a venit și... Ia să vedem. Sufletul Tatălui a primit informația cu spectacolul, cu ultimul spectacol care au fost. Da, și parcă... Parcă a, nu știu dacă mă exprim bine, să zic așa, parcă a nebunit la informație. Îl văd așa ca și cum se trage de păr și zice, nu, 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 nu poate fi așa, nu poate fi adevărat, mințiți, e fals, nu. Da? Nu există așa ceva, noi sunt, ei sunt buni, ei sunt Dumnezeii noștri, ei... Păi ăia sunt, ăia nu, sunt. Nu, 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 a nu văzut sunt ce cine se spun, întâmplă în ei spune. biserica aia? Parcă nu vrea să accepte Nu vrea să că... accepte, ea, spune-i să vină în față, fiindcă avea l-am curățat. Mintea lui este plină de stringuri din nou. Păi este. Vreau să se uite la, uite, număr de la 1 la 3 și intră, se duce înapoi și intră în scena, în scena când i-au rupt genunchiul, a căzut. Acum, câteva zile. 1, 2, 3. Aoleu. Și vreau să vadă din, din planul sufletului ce s-a întâmplat. De ce? De L-au ce? lovit, l-au lovit la picioare. Da. El vede? Da, vede. Cine sunt aia? Spune-i să ne spună. Cum îi vede? Și de ce să-l lovească? Din senin? Pentru că sufletul primise informație și au încercat să îl aducă înapoi în vibrații joase și să vadă că informația pe care a primit-o nu e benefică pentru el și că îi produce rău și ca să se întoarcă înapoi la ei, să roage pentru ajutorul lor. Dar primise informație, primise informație. Cine sunt aia care l-au lovit? Vreau să văd. Da, vede, sunt cei care i-am găsit și în biserică, cei Draco. Da, cei Draco, da? Da. Le-a făcut ceva el, suflet? I-a agresat el cu ceva pe aia ca să vină să-l lovească și să-i producă daună, pur și simplu să-i rupă rotula la picior? Fizic? El nu i-a agresat cu nimic, dar sufletul primise informațiile și ei au încercat să-l oprească. Ei au încercat. De-aia se întrebe el, suflet, pe ăștia care au încercat să-l oprească. Ce aveți cu mine? Ce căutați voi? De ce mă loviți? Și ce aveți cu mine? Trebuie să rămâi pentru noi, spune. Trebuie să rămâi cu noi. Păi el e cu... Păi el se întrebe. Păi eu sunt cu voi? Eu și sunt până cu... Acum, până acum ai fost și trebuie să rămâi cu noi în continuare, spune. Așa, ce spune el sufletul acum? Când îi spune ăștia că până acum a fost cu ei și acum trebuie să rămână în continuare. Păi spune, uite, voi m-ați mințit. Înfățișarea voastră e total diferită de cea mi-ați arătat până acum în fizic. Voi mă mințiți? Voi mi-ați făcut rău? M-ați lovit intenționat? Zice, cum să mai stau cu voi? De ce faceți asta? Îi întreabă. De ce? De ce ne forțați, ne obligați, ne mințiți? De ce îmi constrângeți sufletele? Mintea? Și spune, de ce îmi constrângeți mintea să vă creadă? Să nu vadă realitatea. De ce faceți asta, spune. Vreau să se uite sufletelul și ce a pățit acolo, ce am văzut scena aia, să-i arate Sebi și Paul, ce a pățit Paul, de ce i s-a făcut rău. Da, spune, eu mă rog vouă ca să mă ajutați în fizic și voi, de fapt, îmi creați problema ca să vă cer ajutorul, zice. Cât de fair play e acest lucru, asta e manipulare. Adică voi îmi faceți rău ca apoi tot voi să vă cer ajutorul. Dar este oricum ajutor, tiranie, poate să, spune. Da, e tiranie, poate să ceară un suflet și o minte fizică, poate să ceară ajutorul unor astfel de creaturi. Ce ajutor? Păi ia uite ajutorul care îl dau creaturile, uite ce ajutor păi dau. Asta își dă seama acum, că de fapt ele nu ajută, ci doar creează. Distrug. Și creează circumstanțe ca tu să crezi că ele te pot ajuta și, de fapt, tu crezi că nu poți singur și atunci ai nevoie de altcineva care să te ajute. Dar acum își dă seama de chestia asta că a văzut cine
l-a lovit, a văzut cine a provocat durerea, cine a provocat acel accident și a rămas stupefiat și acum înțelege că sufletul înțelege că de fapt cum procedează aceștia, care este metoda lor. Hai să-i dea sufletului Sebi să le dea acea informație cum trebuie să facă ca să-și conștientizeze mintea. Adică să trimită aceste informații terifiante ce se întâmplă de fapt în biserică, la slujbe și la toate alea, să le trimită în vis înainte ca să intre în, sufletul să intre în corpul fizic după somn, înainte de a se trezi. Astfel încât mintea să poată să rețină aceste informații, ca apoi să înceapă și mintea să-și pună niște întrebări. Da, dar acele imagini înainte de a se trezi pot fi deturnate în sensul că poate să inducă minții că a visat dracii, că a visat. Păi a visat, asta e și viața sufletului. Și că să se roage, ca să se roage la Dumnezeu și la entitățile, la îngeri, ca să-i scoată. Să trimit deci atunci niște informații cu Dumnezeu, îngerii, Fecioara cum și Fisul, cum se transformă, da? Cine asta sunt? Da, eu chiar am visat odată. Deci el. Să-i vadă transformându-se, să trimită în imagini ceea ce sunt, cu adevărat. În vis, cum ei se transformă în adevărata lor înfățișare. Da, deci să arate așa, momentul transformării lor. Da. Și momentul când intră în biserică, vreau și ce se întâmplă acolo. Vreau și asta să le arate. Să vadă, da. Ok. Bine. Acum vreau Ela ca toți de aici să-și facă sabia de lumină și ceilalți cu ce mai au pe ei și să taie și să înghețe tot ce găsesc. Da, toți își scot sabia de lumină, fiecare în parte, și tau de jur împrejur, de sus de jos, și cade toate stringurile. Văd în minte că s-au luminat programe și idei. Acelea cad. Implanturi nu prea văd. Că n-au avut când, că s-abeau curățați unii. Da, nu văd. Văd doar acele gânduri, forme gând, care... Cel mic să facă la fel, Paul? Da, da, face la fel. Da. Bine. Și acum să-i înghețe pe aia toți, să le ceară, să nu lor să le ceară entităților, să ceară să le vină toate acordurile, tot ce au dat, prin înșelăciune, minciună, ce le-a fost luate, acorduri, permisiuni, promisiuni, ce-o fi fost, contracte dacă sunt iarăși. Le ard cu toți. Da, au venit, fiecare au cerut acorduri, semnături, înțelegeri, aprobări de orice fel. Au venit toate semnăturile și al lui Sebi și al lui atât și al celui mic, da, Paul. Și le arde pe toate complet. Sebi și Paul le sugerez să ceară toate contractele de la toate încarnările, de la toate reîntrupările și să le ardă, da. Am mai fost și curățați, dar e foarte bine să cerem de fiecare dată. Da. Și copii și oglindiri și ascunse și tot, pe unde da. Le-au dus. Da? Da, ok. Acum el ne întreabă mama să spună Sebi și Paul ce părere au despre mama lor. Mama lor de aici, fizică, sufletul mamei. Amândoi spun că o iubesc foarte mult, că sunt mândri în fizic de ea, că îi mulțumește că le poate oferi un trai decent și fizic. mai mult decât decent în fizic, da. Vrea să aibă un pic mai multă răbdare cu ei, înțelegere
și dacă poate să explice lucrurile acestea despre acest domeniu treptat, cu răbdare și pe înțelesul lor. Fizic, în fizic, Da, în fizic, copiilor. ca mintea să poată treptat să fie deprogramată de aceste îndoctrinări. Eu cred că Și ar fi o idee mai bună ca ele suflete, dacă fac, transmit acele în vis ce am vorbit, da. atunci poate să determine mintea să ceară explicații la Da, dar mamă. sufletele copilor spun ca mama să-i ajute să le dea informația în fizic, Păi ei nu cea, acceptă mințile alea. Mama a făcut deja. dar să aibă răbdare, spune cu ei, și încet, încet să le explice pe înțelesul lor, dar să aibă răbdare și mulțumește pentru răbdarea de care dă dovadă în momentul ăsta, în fizic. Ca și suflete, ce părere au de sufletelul mamei, care de acțiunile pe care le face? Consideră un suflet puternic, trezit, care și-a luat acest rol de a-i trezi și pe ei și De a-i ei scoate din de-a-i acel scoate, da, Matrix. ei se văd și îi văd încă, să zic așa, ancorați, dar sufletul mamei se zbate pentru a-i ajuta, a le da informația. Și o văd ca pe suflet soră, să zic așa, sufletele între ele, da. Ne mai întreabă mama dacă cu sufletul lui Sebi s-a cunoscut pe pământ sau mai dinainte de pământ. Dinainte de a veni pe pământ s-au cunoscut, au experimentat împreună pe alte planete și cu fica. Și cu fica, tot dinainte, da? Da. Și Cu cu Paul? băiatul cel mic văd că a experimentat multe vieți aici, dar s-a cunoscut aici pe pământ. De pământ s-au cunoscut. Da. Ei, ne mai întreabă mama, de ce au acceptat la Consiliul de Încarnare să vină în acest scenariu comun? Ce li Pentru s-a că spus, adică lor sau lui Paul și Sebi și fetei, ce li s-a spus acolo? Că trebuie să vină în scenariul ăsta, să fie copii. li s-a promis bunăstare, echilibru familial, educație bună, prin care poate să șteargă, vorbesc de Sebi, prin care poate să șteargă toate urmele trecutului care îl bântuia. Deci Văd avea un că, trecut zbuciumat, vieți. da, în care a avut vieți foarte dure și controversate, vieți în care a fost văzut ca un controversat și nu-l înțelegea, nu era înțeles. Și acum i s-a promis echilibru și educație, discernământ. Și că vor fi consumate toate acele energii care îl bântuiau. Controversate și care îl Da. bântuiau și neînțelegeri și toate lucrurile. Și celui mic, sufletelului lui Paul, ce i s-a promis în contractul acesta? I s-a promis iubire, siguranță. El trăise, văd că, câteva vieți în care a tot fost abandonat de copil. Și acum i s-a promis siguranță, siguranța zilei de mâine, iubire i s-a promis. Adică nu va fi singur, va avea o familie, va fi înconjurat de cei dragi în această viață. Și o familie pe care el o va avea, dar
Deci văd că i s-a promis o familie în care să aibă trei copii sănătoși, fericiți, dar în adevărat, Familia lui, da, dar dar în mai adult. adevăratul scenariu văd unul dintre copii care va fi bolnav și se va chinui cu el. Deci asta văd în scenariul lui. Ia să vedem, Ela. Tatălui lor de aici din fizic, ce i s-a promis la acest contract de încarnare? Adică de ce trebuia să vină să întâlnească cu mama ca să ajungă acum unul profund îndoctrinat de draci și mama trezită și n-are cu cine să stea de vorbă în fizic? Cine să Cumva înțelege? sufletul lui pentru ea este ca o ancoră, deci ca să nu o lase să-și exercite adevăratul ei planul fizic și această licărire de care ea deja o arăta de trezire, ca să o țină Deci, fizic. da, e paznicul entităților, cum ar veni, Da, da? da. Bine. Aceste suflete, toate, așa cum sunt, au mai experimentat toți împreună? Au mai avut vieți? Pe Tera? Toți împreună deodată te Da, referi? dacă au Da, mai fost trei. puși, au mai Trei avut vieți, trei încă vieți. trei pe lângă aceasta care au experimentat toți împreună. Că de-aia au și acceptat, da? Să vină ușor într-un nou Da. scenariu. Da, și fiecare separat, iar da, multe vieți fiecare. Bine, acum toate Fiecare. sufletele astea au înțeles, da? Au Da. înțeles scenariul în care au fost trimiși, au înțeles că nici măcar nu li s-a arătat tot scenariul, ci am niște secvențe din viitoarea viață. Acum au Da. înțeles care ce, pe ce, să zicem, slăbiciunea ale lor au plusat entitățile și au înțeles că entitățile alea, ăia, dracii și cu frații și cu ce or mai fi acolo, ăia le-au creat, le-au țesut scenariul ăsta, înțeleg? Da, înțeleg. Ei. Da, mama este ca o lumină care îi acoperă pe toți Da, și cloșca încearcă, cucuii. da, și încearcă să se protejeze și încearcă să le ridice ea vibrația la fiecare și de-a sufletele văd că îi cer ei răbdare să le înțeleagă, să aibă răbdare cu ei. Foarte bine, dar eu vreau aici să înțeleg dacă ei au înțeles sufletele toate că sunt într-o minciună, într-un scenariu mincinos și profund dăunător fiecăruia dintre ei. Da, deci în acest moment, după ce au toată informația și au văzut fiecare ce se întâmplă, în acest moment înțeleg, fiecare au înțeles. Foarte bine. Dacă au Da, înțeles, le da. dăm informația și le arăți că toți, fiecare cere contractul și contractul comun și contractul fiecăruia cu fiecare din entitățile alea și ceea ce au semnat fiecare cu fiecare, acordurile, da? Ca să intre în acest scenariu de viață, Da. asta în care sunt acum, da? Să Da. ceară, să le vină, nu la entități, să le vină Da, din lor. conștiința, da? Da. Universală, cu toate copiile, oglindirile, cu tot ceea ce au permisiuni, promisiuni, puncte adiționale și tot ceea ce urma să adiționeze. Da, au venit, toate sunt aici. Fiecare le arde, le distrug, fiecare Exact. își trimit iubire, dragoste unul altuia și spun că se eliberează unul pe altul din aceste contracte, din aceste înțelegeri. Se îmbrățișează. Se Arată-le și, îmbrățișează tot, își cer da. iertare unul altuia Da. și se iartă. Arată și lui Sebi și lui Paul să-și facă că ceilalți au, Au să-și portalul. facă portalul. Așa, da. Da, își le arăt cum să facă și ceilalți fac. Toți, portalul de lumină pură de cea mai înaltă vibrație care duce direct în sursa primordială pură. Iar dacă acest portal va rămâne permanent cu ei, se deschide automat când intră în biserică, când sunt duși de tată.
dacă se mai duce, și intră pe portalul ăla automat toți dracii din biserică, toți care sunt acolo și fac acțiuni. De asemenea, acum bagă toate entitățile astea, care le au fiecare în câmpuri, copiii vorbesc, Sebi și Paul, le bagă pe portal, bagă entitățile toți de la Consiliul de Încarnare, le trimite în lumină pură și iubire, în sursa primordială a creației. Da, și bagă trimite pe toți. toți dracii și frații lor, care i-a întâlnit vreodată și au făcut acțiuni prin, la biserică când au fost duși. Toți. Da. Da, îi bagă pe toți, da. Pe toți, pe toți. Și acum, hai să vedem cum sunt. Toții sunt, dacă sunt bine. Da. Acum sunt luminoși cu toții. Da. Da, și se îmbrățișează cu toții. Vreau el să se umfle fiecare dinăuntru în afară și să dea comandă, face acea sferă să umple cu lumină pură și iubire și dă comandă să iasă afară din toate structurile fiecăruia, corp energetic, corp emoțional și corp mental, tot ceea ce nu le aparține sau ce este de vibrație joasă sau ceea ce la programe mă refer, care le-au fost induse sau ei și le-au autoindus. Tot să iasă și să ardă. Da. Scot afară tot, pe măsură ce se expandează această bulă de lumină pură din interiorul lor. Curăță, purifică fiecare celulă, fiecare organ în parte, la fiecare cap, ochi, urechi, gât, nas, gură, ceafă, spate, coloană vertebrală, sistem muscular, sistem osos, sistem venos, sistem nervos, sistem limfatic, trahee, esofag, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, bilă, intestin subțire, intestin gros, rinichi, uretre, vezică urinară, prostată la bărbați, la băieți și la Monica și mama, ovare, trompe, uretre, uterul, colonul, colul tot. Uterin, da, tot la fiecare, bazinul, picioarele pe la fiecare. Fiecare celulă, fiecare organ, o spală, curăță, o purifică, o tapetează cu energie pură vindecătoare și o pansează cu aceeași energie pură vindecătoare, care ajută la regenerare, la echilibrare și la vindecare completă și funcționarea perfectă și optimă a tuturor funcțiilor corpului fizic. Și din corpul emoțional și mental, scot fiecare toate programele induse, autoinduse, gânduri, idei induse, autoinduse, cu toate emoțiile lor. Programul la SEBI, programul de a se juca, de a sta pe calculator. Da, și dizolvă și acele stringuri cu calculatorul și pune zid de lumină pură între el și toate gadgeturile, telefon, calculator, și asta fac toți. Astfel încât să curețe, chiar dacă intră, că sunt copii. Da. Și da. Așa, chiar dacă intră, nu se mai creează acele stringuri, nu mai intră acele energii pentru că sunt curățate de zid. Acest zid rămâne permanent, nu se dizolvă niciodată. Da, da, rămâne în continuu activ. Așa, și emoțiile lor, programul acela de asta toată ziua pe calculator îl scoate afară și pune în program de a face sport, de a face mișcare, de a aduce o viață citi. Mai sănătoasă, de a de citi. A citi, de a lucruri, de a citi, dar nu doar citi prostii, de a citi lucruri care le sunt utile pentru creșterea lor. De a învăța ușor, de a învăța rapid, de a asimila, de a avea discernământ. Sebi, învățare chef de a-și ușoare. Învăța, de a-și învăța, de a studia ce are de studiat la școală, pentru că este foarte deștept. Da, să-și facă ce are de făcut, da? Apropo, el zice, ne întreabă mama Sebi, lui îi place matematica și informatica și este la un liceu de matematică. Programator.
Programator. Da? Programator și Dar nu numai, bine. tot ce ține de design, de web-uri, de calcul, Chestia asta. da, și de SEO, de Da, dar lucru pe calculator, lucru pe într-adevăr. calculator, dar asta să nu-l prindă AI-ul. Ideea este că trebuie să ducă o viață echilibrată prin care să facă și sport și acea recreere, să-și pună un program strict de câte ore poate sta pe calculator și în rest să nu stea pe calculator, să facă alte activități. Deci trebuie Ca să să se echilibreze. echilibrez. Da. Deci trebuie să echilibreze acest lucru. Dar de ce? Ela, de unde îi vine această bucurie, această plăcere de a lucra cu AI-ul? E vorba de analiză, văd. În alte vieți i-a plăcut, a fost om de știință, cercetător, văd, și îi place această analiză, a calcula, adică logica. Logica. Da, îi place logica, îi place ca totul să aibă un fir al narațiunii cap-coadă, și caută logica în multe lucruri pe care Asta le fac. vine din afara Matrix-ului? Vine din experiența vieților pe pământ și din afara Matrix-ului. Văd că a fost și este un suflet, nu doar cercetaș care caută să vadă, dar analizator, analizează. Okay. Deci asta i-a plăcut, da? Da. Să facă analize. Dar este o caracteristică a sufletului Să acestui. simplifice date adunate, să le facă, să le transforme în principii, în, Da, da? da, deci chestie de analiză, De da. analiză, ok. Și cel mic, Paul, lui îi place să deseneze, îi să cânte, chiar a fost dus și îi place mult pianul. Artă, 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 văd artă multă, văd tot ce e legat de frumos, spune, de vibrații ale frumosului, ale vibrații în alte, artă, artă, tot ce e artă, Bine. Atât, artă. El asta îi place, asta e ceea ce vrea să facă, da, și în această experiență. Dar și muzica e o artă, spune. Este o artă. Atenție, ce muzică. Aici a fost da, distorsionat. Aici trebuie Matrix. Să, da, aici trebuie să fie mai atent pe de vibrația mesajului și muzicii, pe sunetelor, frecvențele pe care cântă sau care poate compune, de exemplu. Știi ce mă surprinde, Ela? Cum au fost lăsați amândoi? Două sufletele în contractul ăsta de entități să poată să-și manifeste abilitățile lor, ceea ce lor le place, că nu prea entitățile au interes. Nu întotdeauna ține de karmă și de scenariile entităților. Sufletele se manifestă în fizic. Chiar dacă au karmă grea sau scenarii grele, sufletul își arată. Găsește portița, da, prin care să facă ce îi place. Pentru că sufletul experimentează. Știu. Sunt scenarii în care sunt împiedicați și reușesc, da, să îi împiedice, dar sufletul tot încearcă să se exprime. Exact, tot găsește portița, da, da? Da. Și dacă, de exemplu, are un ambient, propice, circumstanțe de viață propice, atunci se manifestă mai ușor, da. Bine. Ela, dacă sunt toți luminoși, frumoși, hai, număr de la 1 la 3, da, și fiecare merge în sinele lui cel mai înalt, cu toții care sunt aici, toată familia. Mamă, tată, da, 3 copii. Adică 5 suflete. Își cheamă și mintea. Da, fiecare s-a întâlnit cu sinele lor, cu esența lor mai înaltă, esența lor de vibrație mai înaltă, care este tot a lor, care este tot ei. Și specific asta pentru că am văzut astăzi un
un articol, un comentariu în care spunea că sinele și sursa ar fi tot Dumnezei la care noi cerem ajutor Nu, în la, interiorul da, nostru. am văzut și eu, da. Vreau să specific Nu, că dar la finalul acum comentariului el a spunea că nu trebuie la ăștia, ci trebuie nu trebuie să te rogi nimănui și că tu ești sursa primordială a creației. Era puțin articolul sofisticat, făcut, întors și învârtit. deci vreau să specific că sinele noastre suntem noi înșine, așa cum Exact. sufletul, noi experimentăm în acest corp, noi sufletul facem parte din, de sufletul Sine, este o aparține parte din din, sine, dar exact, și este acea sinele din parte, sursă. sinele din sursă, din suprasuflet, din nu mai știu cine, deci sunt niște mai multe etape când se desprind bucăți din esența care pleacă primordială din sursă. Da? Da, și noi când ne Tot timpul rămâne conectăm sursă. și Da? noi când ne Bucățele. conectăm cu sinele și cu sursa, mergem în interiorul nostru Exact. prin puterea noastră, Da. nu prin legături cu alte entități. Nu. Sinele nostru nu este o Ne ducem în entitate. interiorul nostru, în interiorul sursei ne ducem, da? Da, și vreau să specific că sinele nu este o entitate, ci suntem noi, esența noastră din care Exact. facem parte și noi coexistăm pe mai multe niveluri și Niveluri. dimensiuni. Și noi ne conectăm tot cu noi, cu acea Exact. conștiință care se află la un nivel mai înalt, care percepe ceea ce noi facem, dar noi fiind mai jos nu percepem ce fac ei. Iar noi, sufletul, Dar suntem o suntem noi. bucățică, altă bucățică desprinsă din spirit, adică acest sine mai înalt, care a plecat, a decis să plece, să facă experiența în altă dimensiune. Niciodată nu pleacă toată bucata. Asta este cum să spun, este o măsură de siguranță a fiecărei bucăți de conștiință. Da, deci, Da? deci noi coexistăm pe mai multe Exact. dimensiuni, suntem ființe multidimensionale, la fel cum corpul nostru, în interiorul nostru, are organe și organele aparțin nouă, corpului nostru, dar fiecare organ are dimensiunea lui, fiecare celulă e pe dimensiunea lui, dar face Pe parte din funcția corp. lui, pe... Exact, exact. Deci dacă poți să iei așa, corpul nostru e pe dimensiuni. Da, și este Care merge coordonat, de este noi. coordonat de la un nivel central care este Exact. sufletul, da, Da, cel care deci coordonează. noi suntem multidimensionali Da. până la nivel celular în jos și până la nivel de sursă în sus. Deci asta vreau să se înțeleagă, ca oamenii să nu aibă confuzie Confuzie. că noi ne cerem ajutor altor entități din exteriorul nostru. Nu, Nu, unii cerem cer. ajutor Unii cer. Noi nouă. suntem noi cu noi, da? Deci De asta spunem noi. noi ne cerem ajutor esenței noastre care este la un nivel mai înalt, dar suntem tot noi. Și nu cerem ajutor de obicei el. Și Nu cerem ajutor. ne Ci ne unificăm. conectăm noi cu noi, ne Exact. unificăm, ne... Da. Da? Da, ne aducem. Conștientizăm noi cei Da. cu hipnoza și ceea ce spunem noi și arătăm în hipnozele astea, da? Cuvântul de ajutor pentru noi nu există. Da, Pentru noi că ne noi conectăm. suntem cei care ne ajutăm. Da? Da. Bate Bine, da?